În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Eu știu gândurile pe care le cuget asupra voastră, spune Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau viitor și nădejde. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima voastră. Dragi credincioși, în fiecare an, în ziua de 15 august, în nenumărate locuri din lume, o multitudine de credincioși se îndreaptă către bazilicile și locurile de închinare dedicată Sfintei Fecioare Maria, care este mama Bisericii, pentru a obține mijlocire puternică la Dumnezeu, atât pentru ei, cât și pentru cei dragi ai lor. Iată și noi cei adunați la sanctuarul nostru iubit de la Cacica, în anul Domnului 2020, am venit cu inima frântă de criza pandemiei, cu gânduri de pace și cerere de milostivire de la Dumnezeu pentru a ne purifica de toate întinările noastre, de toate greșelile noastre, de toate păcatele noastre. Să începem, iubiți credincioși, și noi acest sfânt popas sufletesc cu gânduri de profundă părere de rău pentru tot ceea ce am greșit împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor din jurul nostru. Pentru o mai bună organizare a acestor celebrări care preced slujba de hram de mâine, vedeți, am marcat în piața Papei Ioan Paul al II-lea cu niște buline albe, tocmai pentru distanțarea socială. Să luăm aminte și la aceste restricții pe care le-a impus autoritățile civile, atât pentru binele nostru, cât și pentru binele celor din jurul nostru, pentru a ne putea proteja. Iată, cu acest spirit de comuniune, începem cu această celebrare penitențială toate celelalte celebrări care preced hramul. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Părintele milostivirii, ce aștepți în speranța iubirii întoarcerea fiului pierdut, dă-ne să experimentăm mereu mai mult bucuria iertării, primește-ne în pacea Duhului Tău care singur eliberează și care ne împacă cu Tine, fă-ne mărturisitorii milostivirii și a iertării între noi pe care ni le-ai descoperit în Fiul Tău răstignit pentru noi,
astfel încât să putem vesti tuturor prin cuvintele și viața noastră cât de frumos este să fim iertați de Tine și cât de frumos este să ne iertăm între noi și să începem în Tine o viață nouă de iubire. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ieremia. Cuvântul care a fost către Ieremia de la Domnul. Stai la poarta casei Domnului, proclamă acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului, toți cei din Iuda care veniți prin porțile acestea, ca să vă prosternați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul Sabaot, Dumnezeul lui Israel. Faceți bune căile și faptele voastre și eu vă voi stabili în locul acesta. Nu vă încredeți în cuvintele înșelătoare care zic: templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci dacă veți face bune căile și faptele voastre și dacă veți face judecată între un om și aproapele lui și dacă nu îi vei asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după zei străini spre nenorocirea voastră, vă voi face să stați în locul acesta, în țara pe care le-am dat-o părinților voștri din veac și până în veac. Dar, iată, voi vă încredeți în cuvinte înșelătoare care nu folosesc. Furați, ucideți, comiteți adulter, jurați strâmb, oferiți tămâie lui Baal și umblați după zei străini pe care nu-i cunoașteți. Apoi veniți și stați înaintea mea, în casa asupra căruia este chemat numele meu și spuneți: suntem salvați, ca să faceți toate aceste lucruri abominabile. Casa aceasta, asupra căruia este chemat numele meu, este o peștere de tâlhari în ochii voștri. Iată, eu însumi am văzut oracolul Domnului, cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea Ta bunătate. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea Ta bunătate. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea Ta bunătate și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea Ta bunătate. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă pururi înaintea mea. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea Ta bunătate. Fă să aud un cuvânt de bucurie și veselie și oasele pe care le-ai zdrobit vor tresăluta. Întoarce-ți fața de la păcatele mele și șterge toate nelegiuirile mele. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea Ta bunătate. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața Ta și Duhul Tău Sfânt nu-L lua de la mine. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea Ta bunătate. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul
către romani. Fraților, știu dar că în mine, în trupul meu, nu locuiește nimic bun, pentru că voința este prezentă, dar puterea de a face binele nu. Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârșesc răul pe care nu-l vreau. Așadar, dacă ceea ce nu vreau, aceea fac, nu mai sunt eu cel care fac, ci păcatul care locuiește în mine. Prin urmare, găsesc legea aceasta în mine. Când vreau să fac binele, mi se prezintă răul, pentru că după omul lăuntric îmi găsesc plăcerea în legea lui Dumnezeu, dar văd o altă lege în mădularele mele, care luptă împotriva legii minții mele și mă ține sclav prin legea păcatului care se află în mădularele mele. Om nefericit ce sunt! Cine mă va elibera de acest trup al morții? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci cu mintea slujesc legea lui Dumnezeu, dar cu trupul legea păcatului. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Preamăresc pe tine, Părinte, Stăpânul cerului și al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăției tale. Fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus le-a prezentat mulțimilor o altă parabolă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat sămânță bună în ogorul său. Dar pe când oamenii dormeau, a venit dușmanul lui, a semănat neghină prin grâu și a plecat. Când a răsărit grâul și a dat rod, atunci s-a văzut și neghina. Venind servitorii stăpânului casei, i-au spus: Stăpâne, oare n-ai semănat sămânță bună în ogorul tău? De ce are deci neghină? El le-a spus: un om dușmănos a făcut aceasta. Servitorii i-au spus: vrei să mergem ca să o smulgem? Dar el le-a zis: nu, ca nu cumva, smulgând neghina, să scoateți din rădăcină și grâul. Lăsați să crească împreună până la seceriș. În timpul secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți mai întâi neghina, legați-o în snopi ca să fie arsă, iar grâul adunați-l în grânarul meu. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Vecii vecilor, amin! Cucernici părinți, dragi pelerini la Cacica, cei mai harnici dintre pelerini, ați ajuns primii.
Dar mă adresez și celor care poate și-ar fi dorit să fie astăzi la Cacica, dar actuala situație nu o permite. Și totuși sunt alături de noi, de la distanță, și vor să trăiască în aceste zile spiritul pe care noi îl trăim aici, la Cacica, la sanctuarul Maicii Domnului, mama noastră iubită și frumoasă, la care am venit cu mare drag și de la care așteptăm un cuvânt de mângâiere, de încurajare și de speranță. Fraților, când venim la un sanctuar, nu ne putem prezenta în fața Domnului cu semeție, cu mândrie, plin de noi înșine. Din contra, este nevoie de o atitudine de smerenie, de sinceritate, de adevăr despre noi și despre viața noastră. Am ales pentru această celebrare penitențială trei lecturi biblice care ne conștientizează cu privire la trei adevăruri fundamentale. Primul adevăr, în fiecare dintre noi există grâu și neghină. Acesta este sensul parabolei pe care Iisus a spus-o în Evanghelia de astăzi. Noi avem tendința de a separa oamenii în buni și răi, în grâu și neghină. De obicei, noi suntem cei buni, noi suntem grâul, ceilalți neghină, multe neghină. Ori Iisus vrea să ne învețe că, de fapt, în fiecare dintre noi, în unul fiecare și în predicatorul de la aceste zile de sărbătoare la Cacica, în toți există grâu și există neghină. Al doilea adevăr, în fiecare dintre noi se duce o luptă teribilă. Apostolul Paul, în cea de-a doua lectură de astăzi, spune un lucru răvășitor. Știu că în mine, în trupul meu, spune Apostolul Paul, nu locuiește nimic bun. E teribil să spui așa. Pentru că voința este prezentă, dar puterea de a face binele nu. Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârșesc răul pe care nu îl vreau. Cine dintre noi nu simte în ființa sa interioară cum adesea răul, ca o forță, te domină? E lupta despre care spune Apostolul Paul, numai că Apostolul mai spune un lucru. Mulțumită fie lui Dumnezeu, cu mintea slujesc legea lui Dumnezeu, deși trupul, iată, slujește legii păcatului. Al treilea adevăr fundamental, și cei care îl caută pe Domnul se confruntă cu realitatea păcatului. Profetul Ieremia, în prima lectură de astăzi, se adresa celor care veneau la Ierusalim, la sanctuar, să se roage. Și uitați ce le spune. Furați, ucideți, comiteți adulter, jurați strâmb, oferiți tămâie lui Baal și umblați după zei străini pe care nu-i cunoașteți. Apoi veniți și stați înaintea mea, spune Domnul, în casa asupra căreia este chemat numele meu și spuneți, suntem salvați. Suntem salvați, pentru că am venit la casa Domnului. Și totuși faceți toate aceste lucruri. Cuvântul lui Ieremia ni se adresează și nouă. De fapt, Ieremia vorbește despre decalog, despre păcatele împotriva decalogului. De aceea, după aceste gânduri din cele trei lecturi, vreau să vă propun astăzi o cercetare a cugetului. O cercetare a cugetului mergând pe cele 10 porunci ale decalogului în dubla lor, să spunem, constituire, 4 referindu-se la relația cu Dumnezeu și 6 porunci referindu-se la relația cu aproapele. De fapt, dacă noi ne vom face o bună cercetare a cugetului, vom fi în măsură să facem o spovadă bună, o spovadă care, într-adevăr, să ne reînnoiască sufletește. Mai întâi, relația cu Dumnezeu, porunca întâi, eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
să nu ai alți Dumnezei în afară de mine și să nu-ți faci chip cioplit ca să te închini Lui. Ce loc ocupă Dumnezeu în viața ta? Alegerile tale fundamentale în viață sunt determinate de dialogul tău cu Dumnezeu sau poate sunt expresia voinței tale proprii sau a circumstanțelor în care te-ai aflat în viață. Cât timp îi acorzi tu lui Dumnezeu într-o zi, dar într-o săptămână? În ultimul an, cât timp i-ai acordat? Obișnuiești să te rogi în biserică sau în alte locuri? Cineva din Dublin îmi spunea că atunci când se roagă, lucra, muncea pe un șantier. Când se ruga, colegii lui, creștini, râdeau de el. Ce ziceți de asta? Un creștin care râde de un alt creștin când se roagă. Cum stai cu lectura spirituală? Obișnuiești să citești vreo carte de folos duhovnicesc? Se spune că dacă vrei să sperii un om de moarte, de Halloween, e bine să te îmbraci într-o mască sub formă de carte. Mai rău, de Biblie, îl vei speria de moarte. Cine mai citește astăzi Scriptura? Sau câți citesc cărți cu folos duhovnicesc? Simți tu că ai nevoie de Dumnezeu sau crezi că te descurci singur în viață, așa, prin puterea ta proprie? Poate obișnuiești să te cerți cu Dumnezeu și să reproșezi tot felul de lucruri. Să știi că înainte de tine Iob a avut această experiență. Dar Iob i-a vorbit sincer lui Dumnezeu despre durerea sa și Dumnezeu l-a ascultat și l-a făcut să înțeleagă că totul avea un sens, până și suferința lui. Poate ești încercat de dubii, de îndoieli în credință. Gândește-te că și Toma, apostolul, a trecut prin asta. Ce să spunem apoi despre idolii din lumea de astăzi? Să nu credeți că idolii au rămas doar în marele muzee ale lumii. Nu, idolii revin în fiecare generație de oameni cu o forță uneori reînnoită. Și oamenii și astăzi se închină acestor idoli, sacrificând adesea adevărul, dreptatea, demnitatea, responsabilitatea și pacea sufletească. Cum se numesc idolii? Egoismul. Când doar eu contez, toată lumea trebuie să se rotească în jurul meu, doar eu, it's all about me, cum spun englezii. Egoismul, puterea, un alt idol îngrozitor care distruge oameni și desfigurează oameni care ajung să fie stăpâniți de beția puterii. Mamona, căutarea obsedantă a banilor și a averilor, senzualitatea dezlănțuită fără principii morale, este un alt idol care devastează multe destine. Zeificarea naturii, și aceasta este o erezie des întâlnită astăzi. În loc de rugăciuni, de sacramente, omul își împodobește casa cu cristale, cu plante, cu arome, cu statui în poziție de meditație, cu mantre, cu formule magice. Aceasta este o deșertăciune. Dacă e bun gust, e altceva. Gard în gard, cu astfel de practică găsim o alta. Sunt oameni care apelează la magi, la vraci, la necromanți, la cititori în palmă, la astrologi, la numerologi, ghicitori care leagă și desleagă, fac și desfac. Incredibil de mulți creștini apelează la aceste autorități. Oamenii ăștia s-ar îndoi oricând de Biblie. Și de ce ne învață credința? Dar nu se îndoiesc de ceea ce a spus vrăjitorul sau vrăjitoarea. Și aceasta este o deșertăciune. Porunca a doua, să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.
câte jurăminte false cu mâna pe Biblie putem vedea prin preajma alegerilor, sau cu mâna pe cruce și apoi nici vorbă de respect pentru cuvântul dat. Ce să spunem de înjurăturile de lucruri sfinte, urâtă patimă la români. Se nervează omul și trebuie să tragă un Dumnezeu, o cruce, o biserică, un altar și crede că repară lucrurile, dar nu le repară. Nu le repară. Personal consider că a înjura de lucruri sfinte este și o notă, să spunem, de proastă educație, trebuie să o spunem așa, și o mare lipsă de bună creștere, de bun simț. Lucrurile sfinte trebuie respectate, nu batjocorite niciodată. Haideți să vă spun două episoade pe care le-am experimentat la Dublin, în Irlanda, unde merg adesea vara în comunitatea noastră românească. Am intrat o dată într-un magazin și erau în magazinul acela doi romi, noi îi numim țigani, doi romi. Oamenii ăștia vorbeau între ei și la fiecare câteva secunde spuneau, slăvit fie Domnul. Mai spunea, uite, am vorbit cu nu știu care, e bine, slăvit fie Domnul. Și când s-au salutat, la urmă au spus, te salut frate, slăvit fie Domnul. Celălalt a rămas în magazin și a zis, slăvit fie Domnul. V-a prins, nu erau catolici. O altă scenă, tot acolo. Era un grup de români, într-o zi, tot acolo. Și vorbeau într-un limbaj absolut incalificabil, mizerabil, suburban, dezonorant. Când am trecut pe acolo și au văzut că sunt preot, mi-am dat seama că s-au simțit foarte prost. Ar fi trebuit să se simtă prost și înainte, și după aceea, pentru că Dumnezeu era acolo și înainte, și după aceea. Dacă ai simțul prezenței lui Dumnezeu, atunci probabil te comporți altfel. Judecați dumneavoastră în cele două cazuri unde era mărturie pentru Dumnezeu și unde nu era mărturie. Porunca a treia, adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului. Participe o duminică la liturghie sau prefer poate confortul casei, aglomerația bazarelor, a magazinelor, a parcurilor, plaja sau excursii cu prietenii. Toate acestea pot fi lucruri bune, dar întâlnirea cu Dumnezeu și cu frații unde rămâne? Aud uneori discursuri ipocrite de genul, las că știu eu oameni care se duc la biserică, cine știe, poate și la sanctuar, la cacica, și bârfesc, fac lucruri rele. Uite, eu mai bine nu mă duc la biserică. E în regulă o astfel de logică. Deci găsesc un defect la un creștin, găsesc un defect pe la preoți și spun, gata, eu nu mai cred în preoți, nu mai cred în biserică, nu mai cred în Dumnezeu. Nu, gata, am terminat-o. Trebuie să te întrebi dacă logica ta este cu adevărat bună, dacă gândești așa, sau dacă nu ai niște probleme serioase. Fraților, o credință care nu se exprimă în comunitate este o falsă credință, pentru că creștinismul este o religie a tuturor oamenilor, a comunității, a iubirii, a împărtășirii. În afara acestor lucruri, credința respectivului este falsă. Porunca a patra, cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ. În ce relație te afli cu părinții tăi? Le aduci bucurie sau poate le aduci mai curând tristețe? Te îngrijești de părinții tăi? Îți pasă de ei? Dar știați că porunca a patra se referă înainte de toate la relația cu Dumnezeu? Când Dumnezeu a spus pe muntele Sinai, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, Dumnezeu vrea să spună, onorează și respectă principiile religioase sănătoase pe care ți le-au transmis părinții tăi. Acesta este sensul original
al poruncii a patra. În mentalitatea biblică, părinții au datoria sacră de a comunica fiilor valorile și principiile religioase. E o datorie sacră. Mă gândesc astăzi la atâția părinți care se numesc creștină, sunt botezați, care spun, domnule, eu nu vreau să-mi influențez copilul cu idei religioase. Când o să crească el mare, atunci o să aleagă el ce va considera bine. Părinți rătăciți. Părinți rătăciți care vor crește niște copii rătăciți, părinți reci față de Dumnezeu, care neiubindu-L pe Dumnezeu și necunoscându-L, bineînțeles că nu îl vor putea face cunoscut copiilor lor. Vorbind de relația cu Dumnezeu, am citit undeva de o istorie tristă. Era istoria a două colege de liceu. Erau cele mai bune prietene în liceu. Și viața după aceea le-a dus pe fiecare în direcții diferite și nu au mai știut una de alta. După un număr de ani, cele două foste colege de liceu s-au întâlnit la distanță undeva în oraș. Și una dintre ele, când a văzut-o pe cealaltă, s-a făcut că nu o vede și a plecat imediat în altă direcție. Și cealaltă a mers curioasă să vadă ce se întâmplă. A mers până la casa colegei sale, a bătut la ușă și aceasta i-a deschis ușa și a rămas uimită văzându-o acolo. Și a întrebat-o, de ce ai fugit de mine? Eram cele mai bune prietene, colege din liceu, iar acum fugi de mine? A invitat-o în casă și i-a spus, uite de ce am fugit. M-am căsătorit cu un om, am un soț foarte iubitor și ne-am dorit foarte mult un copil. Și ni s-a născut un copil, dar acest copil are o boală foarte gravă. Nu răspunde atunci când îi vorbești. Nu aude atunci când îl strigi. Orice gest ai face față de el rămâne străin, închis în lumea lui. Acest lucru ne îndurerează teribil, a spus femeia, și de aceea nu vrem să mai vedem și să mai auzim pe nimeni. Atât suntem de îndurerați. Iubiți creștini, această istorie spune ceva despre oameni incapabili de a comunica cu Dumnezeu. Și Dumnezeu suferă când vede că fiii săi, pentru că orice om este creatura sa, orice om este un fiu al lui Dumnezeu, când vede fii și fiice care trăiesc ca și cum Dumnezeu nu ar exista, care nu vorbesc cu Dumnezeu și nu interesează cine este Dumnezeu. A doua parte a decalogului se referă la relațiile noastre cu aproapele nostru. Porunca a cincea spune să nu ucizi. Nu e vorba aici numai de ucidere în sens propriu, ferească Dumnezeu când se întâmplă aceste lucruri, dar există multe feluri de a ucide. Putem ucide prin indiferență, putem ucide prin corupție, putem ucide prin omisiune. Putem ucide, fraților, prin cuvânt, prin vorbe. De câte ori nu ne jucăm cu vorbele și rănim foarte grav oameni din jurul nostru, prin acuze, jigniri, insulte, cuvinte ofensatoare. De câte ori nu suntem gură largă, grabnică la vorbă și neconectată la creier. Putem ucide speranța în cineva. Ce să spunem apoi de atentatele la adresa vieții nenăscute? Câtă brutalitate, câte clinici ale morții! Eu sunt convins că va veni o epocă mai târziu când oamenii se vor uita cu oroare la maniera în care generația noastră tratează uneori viața nenăscută. Mulți suntem șoferi, conducem noi cu prudență sau poate conducem agresiv, cu nervi, cu viteză,
foarte stare, nu știu, avansată de oboseală sau de alcool, punând în pericol viața noastră și a altora. Există apoi atentatele la adresa vieții proprii, excesele de tot felul care ne pot distruge viața. În sfârșit, grija față de natură. Papa Francisc de atâtea ori ne atrage atenția că prin neglijența și lăcomia noastră distrugem natura. Cine aruncă gunoaie la întâmplare, cine deversează substanțe toxice sau apă menajeră în râuri, în lacuri, păcătuiește grav împotriva vieții și împotriva naturii. Fiecare dintre noi ar trebui să lase lumea aceasta mai frumoasă decât a găsit-o. Porunca a șasea, să nu faci fapte necurate. Sexualitatea nu este o invenție a satanei, fraților. Dumnezeu a creat ființa umană, bărbatul și femeia, în felul în care aceștia sunt. Dar satana este cel interesat să creeze dezordine și haos în acest delicat aspect al ființei umane, sexualitatea. O viziune creștină sănătoasă militează totdeauna pentru integrarea corectă a sexualității în viața și devenirea persoanei și orientarea acestei laturi spre binele persoanei și spre promovarea vieții. Raporturile conjugale sunt destinate vieții de familie, unde cei doi se bucură de binecuvântarea divină. Adulterul este un păcat teribil, o ofensă imensă adusă persoanei față de care ai jurat credință. Adulterul este esențialmente un act de trădare și denotă o profundă lipsă de demnitate din partea celui care procedează în acel mod. Există de asemenea, fraților, ideologii care lovesc direct în instituția familiei și care promovează haosul sexual, anulând diferențele între sexe și inducând ideea că sexualitatea este o chestiune pur privată. Aceste lucruri sunt incompatibile cu o viziune creștină despre lume. Cine gândește altfel e treaba lui, dar în viziune creștină aceste lucruri nu sunt la locul lor. Cine promovează astfel de ideologie ar trebui să se mai întrebe dacă mai are ceva de a face cu creștinismul. M-au întrebat de mai multe ori părinți, mai ales din străinătate, ce să facem în fața acestor amenințări. Își simt amenințați copiii la grădiniță, la școală, de aceste ideologii. Le spun totdeauna, fraților, rezistați în fața atacurilor la adresa familiei și susțineți cu fermitate perspectiva creștină. Aveți dreptul și datoria de a afirma viziunea creștină despre familie și de a vă lupta pentru apărarea ei. Le spun părinților, ca părinți, voi delegați școala să vă educe copiii. Școala nu are voie niciodată să impună o ideologie asupra copiilor voștri. Nu are voie să se amestece în libertatea voastră. Țineți la acest drept, țineți la această demnitate și apărați-vă dreptul de a delega școala să vă educe copiii. Nu să impună educația asupra copiilor. În același timp, creștinul nu jignește pe nimeni. Și persoanele care au o viziune diferită în aceste aspecte, e problema lor, dar un creștin afirmă cu claritate crezul creștin și viziunea creștină despre familie. Porunca a noua, pentru că se leagă de porunca a șasea, să nu poftești femeia aproape lui tău. Este firesc ca un bărbat să-și dorească o femeie plăcută, harnică, inteligentă, destoinică. Da, dar caută o femeie liberă, nu femeia aproape lui tău. O femeie care își dorește un bărbat destoinic, vrednic, caută un bărbat liber, nu bărbatul altei femei.
Cei care distrug o familie pentru a beneficia ei de acest lucru sunt într-o stare gravă de păcat și sunt sub blestem. Adulterul rănește grav persoana înșelată și bunul simț, nu numai credința, ne spune că adulterul înseamnă trădare, lipsă de demnitate, lipsă de cuvânt. Porunca a șaptea, să nu furi. Credem că furt este doar tâlhăria, dar furt este deopotrivă și evaziunea fiscală și gestionarea necinstită a fondurilor încredințate spre administrare. Mai spun unii, am furat, ce să zic, dar am mai dat și la biserică. Foarte interesant. Am furat, dar am dat un procent la biserică. Fraților, oare credem că pe Dumnezeu îl putem prosti cumpărându-i bunăvoința printr-un procent din ceea ce noi am furat? Oare chiar atât de jos poate cineva, sau atât de josnic poate să gândească cineva despre Dumnezeu? Porunca șaptea ne cere în esență să avem respect față de bunurile, față de proprietatea celuilalt. Porunca a zecea, să nu poftești casa aproapelui tău și niciun lucru ce este al lui. A râvni la bunurile ce aparțin altora este un păcat foarte grav. Regele Ahab a poftit grădina lui Nabot, iar când acesta a refuzat tranzacția propusă, Ahab a recurs la crimă, lăsându-ne el cu soția sa, Izabela, în urma lor un nume murdar, pătat de lăcomie, de sânge și de crimă. Sunt mulți creștini în dezbateri de patrimoniu, deoarece unul lacom tânjește să intre în posesia ceea ce aparține altuia. Când tu iei ceea ce aparține altuia, faci un lucru extrem de dezonorant pentru tine. Vei lua cu tine în mormânt blestem și dezonoare și vei lăsa copiilor tăi o moștenire blestemată. Porunca a opta, să nu mărturisești strâm împotriva aproapelui tău. Câtă minciună, câte neadevăruri, câte mărturii false, câte simulacre de procese, câte bârfe. Să nu ne jucăm cu bunul nume al altora. Când spunem lucruri despre alții, haideți să le verificăm mai bine. Așadar, fraților, cum este relația noastră cu aproapele? Cineva spunea odată că un om împlinit este acela care are un raport corect cu ceilalți, care se comportă cum trebuie față de ceilalți. Cu riscul de a mă lunga, de a vorbi mai mult la această predică, mai spun un lucru la final, celelalte predici vor fi, sper, mai scurte. O istorie care spune așa că era odată un om foarte bogat care avea un palat frumos și a construit acolo în palatul său o orgă clasică cu fluiere. Și orga aceasta era bucuria palatului, pentru că ori de câte ori cânta cineva la orgă, armoniile frumoase ale orgii răsunau în toate încăperile și holurile palatului și toți erau fericiți. A fost așa mulți ani de zile, dar la un moment dat orga s-a stricat. Și omul acesta i-a chemat pe cei mai mari meșteri ca să repare orga respectivă. Dar niciunul nu a reușit să o repare. A venit la un moment dat și a bătut la poarta palatului un om și a zis, vreau să repar eu orga. Și respectivul i-a zis, păi dar n-a reușit să o repare nimeni, nici cei mai buni, cum o să o repar tu? Lasă-mă să încerc, a zis. Și omul s-a gândit că oricum, mai bine n-avea nimic de pierdut, să-l lase să încerce. Și după câteva ore, orga suna din nou, ca mai înainte, umplând cu armoniile sale palatul și holurile palatului și toți erau fericiți. Și l-au întrebat, spune-ne,
cum ai reușit să repar această orgă? Nu reușise nimeni până la tine. Și omul a zis, eu sunt constructorul orgii. Eu am construit această orgă. Fraților, aceasta este și o parabolă despre noi. Acea orgă minunată suntem noi. Dumnezeu ne-a creat pe unul fiecare dintre noi ca să trăim în viața noastră armonia și să exprimăm armonia în jurul nostru. Păcatul adesea distruge în noi această armonie și aduce în sufletul nostru tăcerea, muțenia, tristețea, îngrijorarea și toate aceste lucruri. Să lăsăm pe Dumnezeu să readucă armonia în viața noastră. Fă o spovadă bună cu ocazia acestei vizite la sanctuar. Meditează în aceste două zile cât ești la Cacica. Roagă-te și lasă-L pe Dumnezeu să repună ordinea în sufletul tău și vei experimenta armonia și, de ce nu, o vei comunica și celorlalți. Așa să vă ajute Dumnezeu pe voi care sunteți azi prezenți la Cacica și pe toți cei care, deși vă aflați la distanță, sunteți împreună cu noi în spirit și adevăr. Fraților, Mântuitorul nostru, descoperindu-și mărirea, a chemat toate popoarele la mântuire. Să-L rugăm să ne lumineze pe toți cu harul Său. Ne rugăm împreună spunând, Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Tu care te-ai arătat întru pomenesc, sfințește rugăciunea și munca noastră, pentru ca să aducă roade veșnice. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Tu, care ai puterea asupra cerurilor, ferește-ne de orice păcat și de orice greșeală, pentru ca să dăm mărturie pentru harul pe care ni l-ai dat. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Fă să strălucească asupra noastră lumina iubirii tale, înțelepciunea ta să inspire proiectele și faptele vieții noastre. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Fă să păstrăm în inima noastră, să medităm și să punem în practică cuvintele tale, imitând-o pe Preasfânta Fecioară Maria, mama ta. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Lumina noastră să strălucească în fața oamenilor, ca ei să vadă faptele noastre cele bune și să-L preamărească pe Tatăl din ceruri. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Reînnoiește credința în toți creștinii, învață-ne să recunoaștem prezența Ta în biserică și în orice om. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Dăruiește tuturor pelerinilor veniți la sanctuarul de la Cacica, harul convertirii și al bunei înțelegeri. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Arată celor aflați în agonie lumina iubirii tale și primește pe frații noștri răposați în fericirea veșnică a cerului. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Doamne, prin pocăință, Tu dai oamenilor alinare pentru suflete și tărie pentru viitor. Dă-ne, Te rugăm, tăria harului Tău, pentru ca purificați prin sacramentul spovezii, să devenim lumină în comunitățile noastre și să putem parcurge viața în dreptate, caritate și pace. Prin Hristos, Domnul nostru. Să ne rugăm împreună, așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dumnezeule, în măreția milostivirii Tale din păcătoși ne transformi în drepți, din tristețea păcatului ne aduci la bucuria unei vieți noi, fii-ne alături cu puterea Duhului Tău Sfânt, pentru ca primind darul dreptății prin credință, să perseverăm până în ziua Domnului nostru Iisus Hristos, care trăiește și domnește împreună cu Tine și cu același Duh Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Dumnezeu Tatăl milostivirii să vă dăruiască, precum Fiului risipitor, bucuria reîntoarcerii în casa Sa. Hristos, modelul rugăciunii și al vieții, să ne conducă în acest timp de har pe drumul autentic al convertirii interioare. Amin. Duhul înțelepciunii și al tăriei să ne ajute în lupta contra celui rău, pentru ca să putem celebra împreună cu Hristos victoria pascală. Amin. Și binecuvântarea Dumnezeului atotputernic, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, să coboare și să rămână întotdeauna cu noi. Amin. Lumina lui Hristos să lumineze calea voastră, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu! Iubiți credincioși, vă voi face cunoscut programul acestei zile, în așa fel încât să vă organizați ziua ca să puteți să participați la aceste celebrări binecuvântate. La ora 12 va fi Sfânta Liturghie solemnă de deschidere prezidată de Părintele Provincial al Ordinului Fraților Minori Conventuali, Părintele Damian Gheorghe Patrașcu. La ora 15 va avea loc adorația euharistică. La ora 16, Calea Sfintei Cruci. La orele 18, Sfânta Liturghie pentru tineri, seminariști și persoane consacrate, iar la orele 22 va avea loc privegherea mariană. Iată, să ne lăsăm cu sufletul deschis în mâinile lui Dumnezeu. Dacă ne interpelează cuvântul lui Dumnezeu, dacă cuvântul predicii face ordine în viața noastră, să nu ne temem. În decursul acestor celebrări vom fi însoțiți
de cuvântul de învățătură de predica părintelui Iosif Antili. Este profesor doctor, profesor la seminarul teologic din Iași. Iată, o binecuvântare pentru fiecare dintre noi, mai ales în aceste vremuri de criză, să ne putem reînnoi viața, să putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, de aproapele nostru, cu o iubire sinceră, așa cum ne cere chiar Dumnezeu în cele 10 porunci relatate atât de frumos de părintele Iosif Antili. Să ne vedem cu drag și la celelalte celebrări. Mulțumesc pe această cale și celor de la Ercis Media, care au ajuns în casele, în conștiința tuturor celor care nu au reușit să facă acest pas anul acesta la Cacica. Desigur, aceste celebrări vor fi difuzate și de Radio Maria și de postul de televiziune Maria TV. Tuturor vă urez să aveți parte de celebrări binecuvântate.